O mașină a ars în parcarea de lângă primăria municipiului Zalău. Două autospeciale cu apă și spumă au fost solicitate la fața locului pentru a lichida flăcările. Traficul a fost blocat pe o bandă, circulația s-a desfășurat cu dificultate pe o singură bandă de mers. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic al unui cablu conductor electric defect. A ars compartimentul motor și s-a degradat aproximativ 80% din caroseria autoturismului. Mulțumim telespectatorilor anonimi care au trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalutv@gmail.com, iar la 3 filmări veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.